Mâine, între orele 8-12, nu se va putea circula pe strada Mărășești din Alba Iulia. Având în vedere că de pe străzile Mărășești și București și altele din zona adiacentă trecerii de cale ferată, șoferii nu vor avea în acest interval ieșire spre șoseaua de centură și Drâmbar, acestora li se recomandă rute ocolitoare. În această perioadă se desfășoară lucrări de modernizare a căii ferate pe tronsonul Coșlariu-Vințu de Jos, inclusiv pe raza municipiului Alba Iulia și Sântimbru. Proiectul este unul de interes național de modernizare a CF Brașov-Simeria. Lucrările au fost întârziate un an și au primit un nou termen de finalizare 30 noiembrie anul viitor. Cert este că după terminarea lucrărilor, trenurile de călător vor circula cu o viteză maximă de 160 de km/h, iar cele de marfă vor ajunge până la 120 de km/h.